La noi acasă a răsunat o premieră. Azi petrec cu tine, omule, este rodul colaborării Corinei Țepeș cu Orchestra Moldovlasca. Corina, Dorin Buldumea și Veceslav Ștefăneț sunt astăzi la noi în platou ca să ne povestească detalii despre acest videoclip și să ne spună mai multe despre ce mai pregătesc ei. Bine ați venit acasă! Bună ziua, salut și bine v-am găsit acasă. Noi ne simțim acasă aici. Da, ne bucurăm. Este această premieră, în sfârșit are și videoclip această melodie. Le mulțumesc băieților Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea pentru deschiderea și colaborarea asta. Este prima experiență, dar nu ultima, pentru că urmează și alte colaborări. O melodie compusă de Costi Burlacu, chiar dacă nu este cu mine aici. Vreau să întreb unde este Costi, că noi suntem obișnuiți să-l vedem și pe el prezent. Da, el a fost de data asta omul de după culise, s-a implicat foarte mult în această melodie. Melodia îi aparține, azi petrec cu tine, omule, dar a fost și prezent și pe platoul de filmare, am stat până târziu, la fel a colaborat și cu Veceslav referitor la orchestrație, deci toate momentele, nuanțele de sunet, de mixaj și așa mai departe. Deci și încă un moment, textul acestei melodii este semnată de buna noastră prietenă care se află departe, peste ocean, Marina Morozniuc-Adam. O salutăm de aici, de la voi acasă. Da, o salutăm și noi și mulțumim pentru această operă pe care a reușit să o scrie. Dar eu vreau să întreb, că băieții din orchestră au colaborat și cu Igor Cuciuc și cu alți interpreți. Cum a fost colaborarea cu Corina? Foarte plăcut. Nu este prima dată, am mai cântat în scenă cu Corina. Ne place foarte mult cum cântă, da, ce cântă Corina, ideile. Avem deja niște experiențe împreună și chiar e o piesă foarte mult așteptată, finalul, că piesa este, are deja un an, da? Da, are un an melodia. Dar finalul cu videoclip, acum s-a reușit. Dar s-a văzut această simbioză dintre voi și dintre Corina și chiar vreau să vă întreb la capitolul produsului video. E cumva atipic, adică nu are o poveste, nu are o istorie. De ce ați hotărât să-l faceți, uite, în așa mod, în așa manieră să-l ambalați? În primul rând este o orchestră întreagă, Orchestra Moldovlasca. Nu am vrut să-i umbresc cumva, da? Ei trebuie toți scoși cumva în față, pentru că Orchestra Moldovlasca sunt băieți profesioniști, băieți foarte buni. Atunci când ne filmăm doar eu și Costi, da, putem să gândim un scenariu, o poveste, un fir logic. Dar e mai mult un produs de imagine, am pus accent mai mult pe imagine, pe toți băieții, evident, mai avem și niște fete care dansează acolo. Da, făceau atmosferă. Făceau atmosferă, dar într-o melodie de petrecere trebuie să fie și... Exact, exact. Am și specificat că e o melodie de pahar, de petrecere. O melodie care până la urmă ne lipsește nouă sau ne-a lipsit pe timp de pandemie. Și chiar vreau să vă întreb cum au reacționat cei din diasporă, pentru că ei sunt cumva așa mai atașați de melodiile astea de acasă. E adevărat, da, această melodie a luat naștere exact în pandemie, atunci când stăteam cu toții acasă și nu aveam nici măcar evenimente de 50-60 de persoane. Și atunci Costi, când a compus această melodie, zice, tu știi, uite, cred că o să ne fie dor de momentele astea, de îmbrățișări, de... oamenii sunt doriți cumva de, și de aceste momente petrecute cu cei dragi. Iar cei din diasporă, noi am avut de fapt cele mai multe reacții din diasporă, pentru că acei din diasporă nu au avut posibilitatea în pandemie să vină acasă, să-și îmbrățișeze rudele, părinții. E sângele apă nu se face și aici momentul ăsta e o durere, da, a noastră. Dar eu sper că deja... pandemia e pe sfârșit și această melodie va da ton tuturor petrecerilor și evenimentelor. Și ce urmează, că ați spus de colaborări? Mai urmează ceva interesant? Desigur, mai urmează piesa pe care trebuie să le facem cu Corina. Ceva urmează deja un pic mai lent, o piesă mai de suflet. După aia iar o să revenim cu veselie, cu de pahar. Chiar ne place să conlucrăm cu Corina pe scenă, cu Costi, ca și idei, ca și aranjamente, ca și compozitor. Nu ne este plăcut și sper că colaborarea noastră să dureze în timp.
Eu vă mulțumesc. Să știți că chiar am avut o revelație și urmărind acest produs video, acest clip, chiar cumva vrei să te ridici și să începi să dansezi. Nu știu de ce, dar uite, asta am simțit eu. Și sunt puține piesele noastre care cumva te predispune la aceasta. E adevărat, e adevărat. Asta am și dorit, pentru că în mare parte din repertoriul meu, vorbind acum de muzică populară, cumva oamenii mă identificau cu, ca o interpretă lirică, dorul lunii, exact, melodii exact din astea așa mai de suflet, dar în repertoriul meu vor fi și asemenea melodii, pentru că mie îmi place să experimentez și mai ales că această experiență frumoasă alături de cei mei buni, Dorin Buldumea și Viceslav Ștepăneț, confirmăm și noi, da, asta. Nu este decât o lucrare reușită, așteptăm reacțiile voastre, puteți să intrați pe canalul nostru de YouTube și să menționați. Reacțiile nu vor întârzia să apară, pentru că noi suntem, cum am mai spus, dornici de muzică bună, iar atunci când niște profesioniști fac muzică bună, îți rămâne doar să o asculți, să o pui pe repeat în mașină și oriunde te-ai afla. Noi vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația noastră de a fi acasă cu noi. Vă mai așteptăm și cu alte produse, și singuri, dar și într-o componență mai mare. Poate chiar toată orchestra. Cu drag, cu drag.